Scorpionii vor avea din 21 mai soarele în casa A8 a 8-a, cea legată de bani, bunuri și avantaje obținute prin intermediul unor persoane particulare sau prin reprezentanții unor instituții. Nota generală este de dialog, schimb de idei, argumentări, conversații pe o temă dată. Este și un pic de speculație și un pic de autoiluzionare. E și o tendință, mă iertați, reciprocă de păcălire, care pe care. Undeva o notă de imprecizie, de incorectitudine sau chiar de mică minciunică se strecoară. Cineva nu spune tot, altcineva exagerează, unul promite fără să aibă toate datele și motivele, celălalt îl cam pune în situația neplăcută, așa. Îl, îi creează niște obligații morale sau de altă natură, încât acela până la urmă să se pună uh, la treabă și să urnească un demers a cărui finalitate este un avantaj. Începe să facă hârtii, memorii, să ceară, să construiască, să provoace uh, toate gesturile care să se termină cu intrarea în posesie a unui bun sau a unei sume de bani de către nativul din Scorpion. Între Gemeni și Scorpion, relația este foarte interesantă. Ori de câte ori este vorba de parteneri, sigur, sigur, se naște o competiție surdă, subtilă, chiar dacă identificată de ambele părți. lui va plăcea teribil să-l păcălească pe abirul scorpion, iar scorpionul în abilitatea și intuiția lui va dori să-i dea o replică celui născut în geamă și să-i spună am fost mai bun ca tine. Din această combinație, însă nu partea materială va câștiga. Va fi un joc de idei, un joc al caracterelor, al temperamentelor, un joc al um, valorii personale un joc al experiențelor, dar într-un târziu mare consum, mare energie, mare tevatură timp de o lună pentru un câștig care s-ar putea să nu vină acum, să vină și să fie infim, insinifiant, să nu fi meritat decât dacă uh, au avut suficientă răceală și tărie de caracter încât să nu se ambaleze și afectiv și să, primească, și să privească totul ca un fel de joc pe calculator. Dre 21 și 22 mai, mobilizare pentru acești nativi, din punct de vedere profesional, public, dorință de a se afirma, de a se instaura, de a se stabiliza într-o funcție sau măcar să aibă un statut acolo unde, mă rog, se duc, vorbesc, muncesc, activează, sunt prezenți ca și cum ar fi niște persoane importante, ca și cum ar fi niște șefi sau niște vedete. Chiar dacă pe fond, printr-o aprobare sau printr-o decizie, nu sunt șefi, dar așa le place lor să fie tratați, priviți și acceptați de către opinia publică. Între 22 mai după amiaza și 24 mai până pe la orele 17, întâlniri cu prietenii cu un scop precis, nu este vorba de tandrețuri, nu este vorba de petreceri, nu se întâlnesc să joace bridge sau golf sau tenis sau să bea o bere. Se întâlnesc să facă o afacere, să pună la cale ceva, o activitate, să ceară un ajutor, să ceară o informație, să îl transforme pe respectivul într-un intermediar, într-un mediator. Interese precise, țintite, corecte, concrete ale celui născut în Scorpion. Probabil că într-o oarecare măsură va avea și noroc. Din punct de vedere sentimental însă răstimpul nu aduce nimic nici bun, nici rău, în afara unor discuții sterile, pierdere de timp, abaterea atenției pe subiecte neimportante. Între 24 și 26 mai, transitul lunii prin casa a 12-a a acestor nativi vorbește despre dorință de echilibrare, de conservarea energiei. Îmi păstrez nervii, nu mă obosesc, nu fac efort, recuperez ceea ce am pierdut nopți, pierdute zile și așa mai departe, în vederea unei perioade în care trebuie să fie mai în formă, mai activi sau mai abili din punct de vedere psihic. Sufletește se poate vorbi de o combinație care numai lor, scorpionilor, le poate fi utilă. Trigonul între Jupiter și Neptun, pe scorpion, pești, la grad perfect, gradul 16, este de natură să-i facă pe aceștia să comită tot felul de, n-aș spune extravaganțe, dar ciudățenii. Comportamentul scorpionilor va fi foarte ascuns și aș zice, abscons, dar termenul poate că nu le spune tuturor prea mult. Vor fi greu de înțeles. Mai bine zis, nu va înțelege nimeni nimic. Nici ce vor, nici de ce fac așa, nici ce urmăresc, nici ce simt, nici ceea ce speră să obțină. Partenerii sufletești, cei care nu sunt căsătoriți, vor rămâne foarte uimiți de ceea ce spune și face acesta. Dar să știți că nu va face niște lucruri dramatice. În schimb, poate să dispară cine știe cât, o săptămână, o lună, poate să nu dea telefon cine știe cât, nu o zi, să nu mai dea telefon. Să facă tot, tot felul de lucru pentru care el nu anticipează și nici nu oferă nicio explicație. Nu se lansează în acuzații, nu critică, nu cere, nu pretinde, nu dezvăluie, nu demască, nu roagă, nimic. Dispare din peisaj. Este una dintre formulele foarte dragi uh, unui scorpion: de a-i pune pe ceilalți pe geratec sau de a părăsi un teren uh, dintr-o relație păguboasă cu minimum de efort și consum personal, tocmai ca să se conserve sau tocmai pentru a evita explicațiile inutile, pentru că deja pentru el explicația în sine nici nu mai are rost, nici nu contează. Nu argumentele și adevărul îl interesează, ci propria persoană. Și din punctul acesta de vedere, dacă a hotărât să întoarcă spatele, pentru el este suficient, e maximum, e totul. Dacă celălalt nu înțelege, e cu totul și cu totul altă problemă, e problema lui. De aici riscul, ca unele persoane să-și facă iluzii. Da, poate se întoarce, dar poate sună, dar poate ne împăcăm, dar poate mi explică, dar poate aflu de la cineva, dar poate săracul sau sărac are vreun motiv și iată, eu nu știu și mă porn nedrept și îl acuz degeaba. Acestea sunt variantele păguboase și miloase, plângăcioase ale celui care nu înțelege o tipologie. Și în sfârșit, mai există și varianta mai așa la Victor Hugo, mai romantică și mai tenebroasă, a scorpionului care se poate juca cu inima cuiva și îi face plăcere să construiască un scenariu în care nu are de gând să joace nici mult, nici până la capăt. Este o provocare, este o punere în scenă, o mică regie, și în această plasă regizorală și teatrală cad cei slabi, cei naivi cei vulnerabili, cei care nu vor să fie singuri, cei care acceptă să facă repede concesii, cei care se pot lăsa manipulați de forța uriașă a unui scorpion. Pe fond, săptămâna nu este rea, dar trebuie de ținut cont că Marte este prezent în casa a patra, că face cu și cu Uranus în casa a șaptea, că nu va pleca atât de curând, va pleca abia în noiembrie 2018 din acest sector, și că până atunci le va crea destul de multe probleme nativilor. Unele vor fi strict locative, altele vor ține de un regim de proprietate imobiliară sau funciară, altele vor ține de familie, relații, sentimente, interese materiale și, în sfârșit, Aici este de vorbit, dar o să o facem cu o altă ocazie. Este vorba de un întreg arsenal de idei și atitudini venite din educația de familie, transmise prin moștenire, prin cutuma locului, prin religie, prin mentalitatea de grup și pe care, la un moment dat, câte un scorpion le refuză. Aș îndrăzni să spun chiar că le reneagă le repudiază și dorește să le alunge din universul său de valori, nu le mai consideră nici utile, nici actuale, nici uh, necesare pentru viitor. Aici, evident, că se pune de o dramă personală și de o rescriere a propriei existențe și de o reevaluare a destinului. Rețineți ideea, ne vom întoarce la ea într-o altă săptămână, pentru că, așa cum v-am spus, contextul nu ține doar de 2-3 zile, ci de tranzitul celor șase luni care vor urma. Îi vom avertiza în felul acesta pe nativi la ce să se aștepte pentru lunile care urmează.